Fiecare cultură are într-un ceas al ei un om de plin, un arhetip. Omer, Dante, Shakespeare, poate Goethe. La români, Eminescu. Sub raza gândului etern și a nemuririi lui Eminescu, Societatea de Limba Română, împreună cu Consulatul General al României la Vârșeți, a organizat la 15 ianuarie o manifestare culturală internațională. O manifestare de amploare cu expoziții de fotografie, carte, comunicări, recital poetic și program muzical ocazional în cinstea poetului Mihai Eminescu a fost organizată la Centrul de Cultură din Vârșeț. Organizatori, Societatea de Limba Română și Consulatul General al României la Vârșeț. Cei prezenți au fost salutați de președintele SLR, pe când excelența sa, Daniel Banu, a felicitat românilor Ziua Națională și totodată transmis urări de bine din partea doi demnitari români. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, firul de mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicelor bolți ia pasul și-l îndreaptă, lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Fondatorul Societății de Limba Română, regretatul Radu Flora, a pus temelia acestei societăți de limbă română literară, înființând și două catedre de limbă și română și literatură la Novi Sad și Belgrad. Și noi care încercăm să continuăm munca depusă până în prezent de profesorul Flora și toți ceilalți colaboratorii lui. Iată că organizăm începând din primele zile ale anului, 15 ianuarie, marcăm și ziua de naștere a marelui poet național Mihai Eminescu, totodată și ziua culturii naționale, culturii românești, a românilor de pretutindeni, care în această zi sărbătoresc limba română, cultura, patrimoniul nostru. Noi ne păstrăm prin aceasta identitatea. În cadrul manifestării, profesor dr. Ileana Magda a susținut o comunicare pe tema Eminescu și școala, gânduri despre un domeniu al culturii, școala, important pentru școala noastră minoritară cu o populație școlară în permanentă scădere. Pe lângă oamenii de cultură de la noi, menționăm și prezența unei delegații reprezentative a Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad. Diplome de excelență din partea Senatului Universității au fost înmânate ambasadorului României la Belgrad, consului general al României la Vârșeț și președintelui SLR. Am participat cu multă bucurie și ne-am umplut inimile să vedem de bucurie că și aici românii din Vârșeț și cu sârbii din localitatea dumneavoastră care a fost prezența aici la această manifestare, ceea ce m-a mișcat foarte mult, au adus cuvinte de laudă poetului român pe care noi îl cinstim ca poet al națiunii noastre. Am adus în primul rând un cuvânt de mulțumire pentru tot ceea ce românii de aici din Serbia fac, fie că sunt de aici din Voievodina sau din Serbia de răsărit. Este un lucru extraordinar faptul că am reușit să ne întâlnim sub acest spirit eminescian al poeziei, al culturii, al limbii române. Am reușit să ne întâlnim aici la Vârșeț pentru a-l celebra pe marele poet și în același timp pentru a sărbători Ziua Culturii Române. Cred că este mai mult decât relevant faptul că în această seară au fost prezenți și oaspeți din România și am reușit să fim împreună pentru a asculta poezii, cântece pe versurile lui Eminescu. În cadrul manifestării a fost pregătit un program ocazional cu tinerii vârșețeni. Au recitat și cântat melodii după versurile lui Eminescu. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte, te numai uitat în cate sufletul vieții mele. În zădar râuri, în soare grămedești în a ta gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu că ta îndepărtare fericirea ta iubite. Astfel zise mititica dulce netezind un păro. Ah, i-a spus adevărul. Eu am râs, n-am zis nimic. De ce ne băda pe ape între trestii?
ce de-astea nopții ferie se ridică mândra lună. Totu-i vis și armonie, totu-i vis și armonie, totu-i vis și armonie. Noapte bună. Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așează bruma peste vii. De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii? O, vino iar în al meu braț să te privesc cu mult nesaț, să razi în dulce capul meu de sânul tău, de sânul tău. Ți-aduce aminte cum pe atunci când ne plimbam prin văi și lungi, te ridicam de sub zori, de atâtea ori, de atâtea ori. Spiritul românesc continuă să fie prezent în Banatul Sârbesc. Ziua Culturii Naționale a fost marcată de o serie de evenimente culturale și artistice atât în România cât și în afara țării, acolo unde trăiesc românii.